Noi suntem echipa surpriză la tine acasă și venim din partea unor persoane dragi. Cineva care pe dumneavoastră vă iubește și vă apreciază din tot sufletul. Cine credeți dumneavoastră că ar putea fi? Da, cine? Haideți, Andreea, nepoții. Nu plângeți, nu plângeți că noi n-am venit să vă întristăm astăzi. Ne-am venit să vă aducem curie mare. Că... Exact. Toate că persoanele care ne-au trimis astăzi nu pot fi alături de dumneavoastră, au zis să vă îmbucure puțin sufletul și inima. Haideți că vă vom afla imediat din partea cui vine surpriza. Dați-mi voie să vă dau tortulețul, dacă ne ajutați dumneavoastră. Avem și orchidee aici pentru dumneavoastră. O sticluță de șampanie și mai avem să vă aducem și un coșuleț cu fructe. Dar până atunci, haideți să ascultăm melodia din partea acestor persoane. Și la final o să am să vă transmit și un mesaj. Haideți să ascultăm melodia, să vedem și să nu... Haideți cu părul alți, aștepți copiii prea mari. Zi de zi, noapte de noapte, dar ei să plecați departe. Pentru dumneavoastră, care vine cu atât de multă dragoste și mult, mult dor și spune așa: la mulți ani, mămica mea tânără și frumoasă, îți doresc cât mai multe clipe minunate și memorabile, o viață frumoasă ca în poveste, să ai parte de susținere, atenție și iubire. Fie ca dispoziția bună să nu te părăsească niciodată. Te iubesc, cu drag copiii dumneavoastră, George și Cristi din Belgia. Da, mă întoiau și Cristi, nu? Eu am crezut că nu mai... Le mulțumesc și George în și suflet, Cristi, da, amândoi. Le mulțumesc în suflet. Să le dea Dumnezeu sănătate și dacă-i mai